Ni s-a cerut să supraveghem și să documentăm peștii mari doar cu infracțiunile mărunte. Nici noi nu am înțeles de ce, începând cu anul 2019, odată cu schimbarea conducerii Poliției Capitalei, am devenit o structură incomodă. Ni s-a cerut în mod concret, încă din luna ianuarie a anului 2019, să nu mai efectuăm activități împreună cu procurorii din cadrul DICOT și să ne rezumăm la activitățile, doar la activitățile cu parchetele locale. Scopul presiunilor era unul singur, să reducă din personal, iar anchetele să nu mai poată fi terminate, potrivit comisarului șef. Aceste presiuni de a nu mai lucra în anumite dosare penale, de a ne pune în anumite controle de fond pe tot parcursul anului, controle inopinate, așa cum am spus, analize de climat organizațional. Sunt lucruri pe care toți colegii mei le pot confirma. Vreau să vă spun că în urma acestor presiuni, o treime din serviciu, polițiști care au activat în cadrul serviciului, au ales să părăsească structura și să meargă către alte unități de poliție. Comisarul șef a recunoscut și că au existat cazuri în care polițiștii și interlopii sunt foarte apropiați și au legături strânse. Dacă în anumite anchete au fost identificați polițiști care au înțeles să fraternizeze cu acești infractori, sub supravegherea procurorilor de caz, am efectuat demersuri pentru cercetarea persoanei respective și pentru deferirea persoanei respective instanței de judecată. Și au existat astfel de cazuri? Au existat astfel de cazuri. Comisarul dă de înțeles că anchetele în derulare ar fi deranjat anumite persoane cu funcții importante. Erau anchete serioase în derulare care ar fi putut, într-adevăr, să mai pună niște concluzii față de anumiți membri din zona lumii interlope. Într-unul din dosarele penale pe care le lucram în delegare și în care ancheta a fost oprită de pe o zi pe alta, efectuam într-o fază avansată astfel de activități. Prin urmare, activitatea Serviciului pentru Grupări Violente Infracționale din cadrul Poliției Capitalei a fost încet, încet redusă încă de anul trecut. Noi, tot anul 2019, am fost în controle. Noi a trebuit să ne protejăm, a trebuit să facem, să supunem echipelor de control materiale pe baza cărora să fim controlați și cercetați.